Este o onoare să mă alătur dumneavoastră la ceremonia de astăzi și la aniversarea Forțelor Terestre Române. Încep prin a vă transmite salutul Ministrului Apărării Naționale. Din păcate, programul domniei sale nu i-a permis să fie astăzi prezent aici și îmi revine mie sarcina ca în numele domniei sale să vă transmit aprecierea pentru activitatea desfășurată de Forțele Terestre Române, aprecierea pentru toți cei care au făcut și fac parte din Forțele Terestre și un călduros la mulți ani. Frumoasa tradiție ostășească de marcare a categoriilor de forțe, comandamentelor de sprijin, a diferitelor structuri, precum și armelor și specialităților militare, își are rădăcinile în veacurile trecute ale istoriei militare. Înaintașii noștri, biruitori în luptă, au ales ca ocrotitor spiritual al oștirii pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Ziua de celebrare a Sfântului Gheorghe a devenit așadar, inițial, Ziua Oștirii Române. Ulterior, Ziua Forțelor Terestre Române. Cronologia forțelor terestre moderne, începută la mijlocul secolului al XIX-lea, este presărată cu numeroase fapte de armă. Apărarea gliei slămoșești sub faldurile drapelului național a rămas misiunea de bază a trupelor de uscat, alături de efectivele celorlalte categorii de forțe și comandamente de sprijin. Participarea la războiul de independență, la conflagrațiile mondiale, precum și în teatrele de operații, a adus glorie forțelor terestre române. Ne închinăm cu veșnică recunoștință în fața eroilor care și-au așezat renumele pe monumentele istoriei naționale. Sacrificiul pentru țară al ostașilor de ieri este valoarea pe care se clădește spiritul de sacrificiu al ostașilor de astăzi. Pentru națiunea română, forțele terestre reprezintă o referință pentru instituția apărării.